Știți, acum poate m-ați mai auzit anecdota aceea deja aproape canonică, e o apocrifă care devine canonică, despre Moise, care nu era doar surd, ci și gângav, nu doar gângav, ci și ușor surd. Și atunci când Dumnezeu i-a spus, ia-ți poporul tău și du-te în Transilvania, el a auzit greșit, a auzit Transiordania și de aici toate problemele din Orientul Mijlociu. Dar cu siguranță România este pământul făgăduinței pentru unii dintre noi și este un pământ binecuvântat ca și această țară minunată unde, într-adevăr, cum spunea și Nadia, am terminat studiile. Când am venit la Londra prima oară, într-adevăr, acum mai bine de 20 de ani, eram cu adevărat încântat de această civilizație pe care dumneavoastră o savurați zilnic. Apoi am venit la studii, nu doar în vizită, și priveam de pe o parte a râului Tamisa, faimosul London Eye, nu? Ca după aceea să pot să spun, I came, I saw, I conquered, nu? Veni, vidi, vici, am văzut, am venit, am văzut și am câștigat. Am câștigat ca român, pentru că până la urmă reprezentam o școală românească și nu m-am rușinat niciodată de originile mele românești. Unii se mai tem să spună de unde provin sau de unde vin. Eu am spus mereu că vin din România și mărturisesc că aici, după iată, aproape 20 de ani, întâlnesc zeci de mii și sute de mii de câștigători și lucrul acesta vă încununează, lucrul acesta vă nobilează și vreau să vă mulțumesc pentru tot ceea ce faceți. Sunteți cea mai reușită diasporă, din punctul meu de vedere, sunteți românii care au câștigat cel mai mult din căderea comunismului, la propriu și la figurat. Aș vrea să fie un moment al adevărului, o să vă întrebați, de fapt, de ce ne-am întâlnit aici, Marta, de ce ne-ai adus aici? Și la această întrebare vreau să răspund pe scurt, dar fundamental, haideți să ne privim în față și în oglindă și să ne spunem, am venit aici pentru a scăpa de sărăcie, am venit aici, în Marea Britanie, pentru a ne întâlni cu marile cărți, unii dintre noi, pentru a călători pe marile artere ale culturii și civilizației și am venit aici ca să reușim, pentru că ne-am săturat de tristețe, de întuneric, de neputință, de boală. Asta v-a făcut să veniți și pentru asta vă aplaud, dar întrebarea este, nu? Cui mult i s-a dat, mult i se va cere, ce ni se cere nouă celor care suntem fii ai diasporei? Mă socot un fiu al diasporei, după 7 ani de existență occidentală nu pot să nu fii fiu al diasporei și întrebarea, repet, este ce ni se cere nouă celor care am venit, am văzut și am câștigat. A fost momentul de conștiință și de luciditate. Când Andrei Șerban a spus, m-am simțit întors din nou în comunism. Când dictatul ideologic, când regulile exterioare erau mai importante decât judecata morală și meritocratică. În fața lui a venit o persoană care și-a schimbat sexul, fusese bărbat, devenise, în opinia lui, femeie, și a spus, vreau să joc rolul Julietei. Da, uneori trebuie să lași Duhul să lucreze și Duhul vorbește prin gura pruncilor. Mulțumesc tare mult, putem să continuăm. Julieta, care este imaginea purității, vă poate spune mai bine ca mine profesorul Papahagi, nu? În faimoasa dramă shakespeariană și care, cu siguranță, nu prea putea fi jucată de un bărbat. În orice caz, nu așa cum putea fi jucat rolul acesta de o tânără fecioară. Ei bine, în fața acestei situații, jenat de spectacolul care îi se propune de către decanat, domnul Șerban și-a scris demisia, a depus-o la Universitatea Columbia, unde era tenured professor, și s-a întors în România pentru a spune lucruri importante despre viitorul în care deja dumneavoastră trăiți. Unii dintre oameni, oameni cu gust profetic și cu simț al anticipației, văd acest viitor și pot să-l povestească celor care trăiesc doar aici, acum, în prezent. Vreau să vă povestesc în această seară, în doar câteva cuvinte, care este, din punctul meu de vedere, exigența absolută a momentului. Ați venit aici, așa cum discutam, pentru prosperitate și ați dobândit-o în ani relativ scurți. În mai puțin de 5, maxim 10 ani,
un om muncitor, un român care se trezește dimineața de vreme și se culcă seara târziu, își poate rezolva problemele materiale care în țara lui natală se rezolvă cu greu, poate într-una, două sau chiar trei generații. Și ați venit aici și adesea justificați în fața soției, poate a soțului și cu siguranță în fața conștiinței, faptul că munciți atât de mult cu trimitere la copiii dumneavoastră. Și spuneți, muncesc atât de mult pentru că vreau să-mi trimit copilul la școală. Așa cum ați văzut, introducerea fiecărui invitat a conținut, mai mult sau mai puțin, o referință la școlile pe care le-a terminat. A fi un om educat e încă în spațiul nostru românesc un lucru meritoriu. În orice caz, a fi analfabet și a confunda protestatarii cu protestanții și a fi și prim-ministru pe deasupra nu e tocmai de indicat. Dar despre această educație și sensul ei profund ar trebui să vorbim cu un simț al discernământului care se cere mai mult decât oricând. Muncim pentru a ne trimite copiii la școală. Dar care școală? Este școala lui Churchill, școala la care eu o să-mi trimit copiii, chiar dacă e clădirea aceasta? Fizic vorbind, îmi voi trimite copilul la aceea școală la care Winston Churchill a înflorit? Și ați văzut cu câtă îndrăzneală și autoritate putea să vorbească la 13 ani sau la 18 ani. Winston Churchill, cel care studia aici artele liberale, gramatica, logica și retorica, geometria, astronomia, muzica și aritmetica. Artele liberale, de ce se numesc ele așa? Pentru că aceste arte, în mod tradițional, în Evul Mediu, sunt artele care trebuiau să te facă un om liber. Și cu siguranță un om care stăpânește retorica, de pildă, e un om liber care poate rosti adevărul în fața puterii. Dar mă tem că școlile de odinioară ale Occidentului, Occidentul unde Evanghelia fusese secole la rândul abecedar, școlile acestea sunt pe cale de dispariție. Instituțiile de învățământ prin care s-au construit atâtea capodopere, de ordin artistic sau politic și în genere cultural, instituțiile prin care noi am dobândit această civilizație a decalogului printr-o cultură a dialogului sunt astăzi sub asalt. Propaganda, dragii mei, a înlocuit studiul autentic al umanioarelor. Disciplina care te face liber nu mai este acceptată și respectată. În țara lui William Wilberforce, creștinul care a eliberat milioane de sclavi din teribila rețea a sclaviei orientale, în țara doamnei Margaret Thatcher, o creștină practicantă și convinsă de virtuțile Bibliei, Scriptura a fost scoasă din curiculă. Biblioteca Duhului, despre care vorbea Părintele Tofană, nu mai este prezentă nici în instituțiile de învățământ, nici în tribunale și practic în nicio formă de asumare publică a identității britanice. În școli am preschimbat mirarea într-o indignare perpetuă, am renunțat la disciplină și la discipolat. De altfel, cele două cuvinte au o rădăcină comună. Am îngropat decența și docilitatea și am înlocuit marile cărți cu marile nimicuri. Suntem tot mai mult loviți de ignoranță. Lumea nu-și mai amintește cu adevărat cine a fost Winston Churchill în țara care a fost eliberată de acest mare geniu politic conservator. Noi l-am avut în țara românească pe Marx și pe Engels. Dumneavoastră îi aveți în continuare pe Marx and Spencer și cu siguranță în templul consumerismului
în care și creștinii se mai adăpostesc, puteți vedea diferența. Numai că în timp ce noi consumăm mai mult decât poate e necesar, neomarxismul, această ideologie subversivă, distruge, cum spuneam, temeliile identității occidentale. Și Andrei Șerban, eroul nostru din această seară, pe care am vrut să-l evoc, nu întâmplător, a arătat că e timpul și că e locul pentru fiecare dintre noi, aici în Occident, să stăm drepți și să spunem nu. Această ideologie perversă, care se bazează nu pe Duhul Păcii lui Dumnezeu, ci pe războiul permanent între clase, între rase, între sexe, între minorități și majorități, această ideologie a înlocuit noțiunea veche de paideia sau bildung cu îndoctrinarea. Ei bine, îmi revine sarcina facilă să vă spun că această convenție are ca scop, probabil ca scop eminent, acest îndemn pe care vi-l transmitem ca prieteni, confrați și compatrioți, ca oameni care își cresc copiii în România, îndemnul de a nu ceda niciodată. Îndemnul de a vă trimite mai departe copiii la școală, dar numai cu o condiție. Ca ei să învețe de la dumneavoastră, părinți și mentori, profesori și păstori, ce înseamnă cu adevărat curajul mărturisirii. Am făcut studiile la King's College, Colegiul Regelui, și sunt mândru de asta și mulțumesc lui Dumnezeu pentru această enormă șansă de a fi primit singura bursă internațională pentru studenții doctoranzi și pentru privilegiul absolut de a petrece câțiva ani în bibliotecile din Londra. Dar îmi dau seama că mai important decât Colegiul Regelui este pentru noi toți să absolvim școala învățătorului, a lui Rabbi, să mergem ca slujitori credincioși în casa regelui regilor, căci despre el este vorba până la urmă în tot ceea ce facem, în tot ceea ce întreprindem, iar Crăciunul care ne așteaptă. Crăciunul care a biruit bezna, foamea și frica în Europa de Est acum 30 de ani, este o asemenea sărbătoare a regelui încoronat pe cruce. Dacă avem o datorie, o datorie morală, aici în Occident, este cu siguranță să sărbătorim mai departe acest miracol al întrupării cuvântului, cuvântul care a fost de la început cu Dumnezeu și cu noi. Suntem deci chemați să absolvim și școli, să muncim pentru copiii noștri și pentru familiile noastre, să ne trimitem copiii, dacă se poate, la Oxford, la Cambridge, la Durham, la Londra, dar niciodată să nu-i lăsăm adăpați în acest jgheab al corectitudinii politice, plin de lături și de roșcove pe care cândva le mâncau fiii risipitori dintr-o țară îndepărtată. Haideți deci să sărbăm Crăciunul, haideți deci să stăm drepți în fața ispitelor, haideți să le spunem copiilor noștri că cel mai important este ca acum 30 de ani și generația noastră să-l sărbătorească pe Regele Regilor, pe Domnul Domnilor, pe Pruncul cel Tânăr, Dumnezeu mai înainte de veci. Mulțumesc!